Înăuntru în chivot sunt tablele, iată, scrise în limba ebraică veche, vasul cu mană și toiagul lui Aron, care a înfrunzit. Înainte, cortul întâlnirii avea o intrare care vorbea, bineînțeles, despre Domnul Iisus, că este singura cale înspre Dumnezeu. Apoi se intra în curte. Aici, în curte, era altarul pentru arderea de tot. Era destul de mare. Aici se aduceau toate jertfele. Uitați-vă cât de mare era. În fiecare zi se puneau aici, pe aceste coarne, sângele jertfelor. Chiar le vorbesc despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Hristos este ușa, o singură ușă. Hristos este jertfa, doar prin jertfa Lui avem iertare de păcate. Și apoi aici avem vasul de aramă în care